Out of the Box Controverse în Dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor! Bine ați revenit la Out of the Box Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine Laurent Balint care este expert în marketing și omul care ne pune la încercare ideile înrădăcinate din societatea românească. Salut, Boții! Salut, Cătărin. Bine ai venit! Avem o discuție săptămânile astea foarte greu de purtat în spațiul public. Lumea o privește fie cu zâmbete, fie cu proteste masive. Să mai stingem becurile, să mai dăm jos din temperatură, să mai facem duș în doi, dacă se poate, despre asta vorbește lumea. În fapt, pe fondul unei crize de energie, trebuie să ne schimbăm obiceiurile pe care oricum ar fi trebuit să le schimbăm din cauza încălzirii climatice. Schimbările climatice deja sunt cu noi de o lungă perioadă de timp și de acolo putem să învățăm foarte multe lucruri. Tot ce se întâmplă în perioada aceasta este iarăși, este ceva punctual, este o fază, vine, trece. Dar schimbările climatice sunt cu noi pentru multă, multă vreme. Deci e de așteptat din partea noastră să facem câteva acțiuni care să... Schimbe ceva comportamente ca să noi consumăm atât de mult. Oricum era de așteptat. Da, dar nu este ușor. Deci, când vine vorba despre schimbat comportamente, clar, toată lumea știe că nu este ușor, în principal pentru că omul nu este o ființă rațională. Cum adică nu și e o ființă. Noi funcționăm simt. emoțional. asta. Noi funcționăm emoțional și uh, reacționăm emoțional, mai ales când este vorba despre comportamentul nostru. S-ar putea să avem un element de raționalitate când cerem autorităților, când cerem companiilor, când cerem altora. Dar când este vorba de a ne schimba comportamentul nostru, atunci dintr-o dată elementele raționale pălesc. Dar omul este clar, nu este o ființă rațională. Noi nu reacționăm rațional. Asta e experiența ta de vânzări din marketing? Este experiența de vânzări din marketing. Eu pot să-ți dovedesc foarte, foarte simplu printr-un exercițiu care poate n-are legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Dar hai să facem un da, hai să exercițiu facem. de imaginație. Să zicem că vrei să-ți cumpere o carte. Da. Și cartea costă 45 de lei la o librărie. Și vine cineva și zice, vezi că la un kilometru distanță ea este 30 de lei. Ce vei face? Mă duc să iau pe aia de 30 de lei. Și acum schimbăm un pic, ești pe cale să-ți cumperi un televizor care costă 5100 de lei. 5100 de lei, da. da. Și vine cineva și zice, băi, de același televizor este la un kilometru distanță de tine cu 5085 de lei. Ce vei face? Adică 15 lei? Da. Îl iau pe de 5100, că nu are rost să mă duc pentru 15 Dacă lei. Dacă ai fi fost o ființă rațională, te-ai fi dus pentru 15 lei un kilometru, pentru că exact aceeași 15 lei ți-ar fi rămas în buzunar și când cumperi cartea și când cumperi televizor. Dar tu nu ești o ființă rațională, ești o ființă emoțională și nu-ți dorești să fii păcălit. că adică cei 15 lei nu fac diferența nici în cazul cărții, nici în cazul televizorului, dar nu vrei să fii păcălit, adică ăștia ceva mă păcălesc când vând cu 50% mai scum. Ai 30 tarde. de lei la carte la și tarde. dincolo este 45 deci pune 50% peste prețul inițial. Nu vreau să fiu păcălit. Și reacționez emoțional, dar rațional, în buzunarul tău, în portofel, ar rămâne 15 lei și într-o situație și în alta. Bun, ok. Sunt de asta de este doar un exercițiu simplu prin care să le demonstrezi oamenilor că, băi, nu suntem. Atunci, de asta e greu să faci duș în doi, nu? De asta este greu să faci. doi, de asta este greu să uh, schimbi comportamente. Dar dacă facem un pas înapoi un pic și ne uităm la schimbările climatice și la toate discuțiile din jur, ce îmi place mie și este partea pozitivă este că românii sunt de acord și avem multe cercetări care ne arată că românii susțin fără nicio reținere foarte multe dintre acțiunile pe care România ar trebui să le facă în perioada imediat următoare pentru a combate schimbările climatice. Deci, Românii susțin multe dintre acțiunile pe care România ar trebui să le facă. Este foarte important pentru că nu le susțin neapărat pentru schimbările climatice, deci nu pentru cauza pentru care te-ai aștepta, ci susțin acțiunile în parte. Și dacă este să ne uităm strict la schimbările climatice, interesul nostru mare al omenirii este ca oamenii să facă două lucruri. Pe de o parte să conștientizeze că ele au loc și sub influența noastră, deci că omul joacă un rol în schimbările climatice și, în felul acesta, vor pune presiune pe autorități, pe companii să ia măsurile necesare pentru a atenua impactul pe care avem. Iar, pe de altă parte, vrem ca oamenii să se comporte diferit. Adică, vrem, prin acțiunile lor de zi cu zi, să-și reducă efectul pe care fiecare individual îl are asupra mediului înconjurător. Asta juretor. e lucru greu de făcut. Asta este un lucru foarte e, greu de făcut. Adică dar vrem să ne salvăm pădurile? Uh -huh. Dar, uh, mă rog. Mă vrem să tăiem noi din ele, dar să le salvăm în același timp. Vrem să avem aer curat, dar nu vrem să renunțăm la mașină. Uh -huh. Uite, mie mi-a rămas o afirmație al lui Rory Sutherland, un englez foarte tare, specializat în comportamentul oamenilor, care a scris o carte se cheamă Alchimie, puterea surprinzătoare a ideilor care nu au sens. Okay. A fost la București pentru lansare înainte de pandemie, am povestit în jurul cărții. Ei, unul dintre gândurile din carte este acesta. De multe ori oamenii fac lucrurile care trebuie având o motivație poate greșită. Nici o problemă atâta timp cât rezultatul este cel dorit. Adică dacă se spală pe dinți pentru a nu le mirosi gura, nu pentru a avea dinții sănătoși, asta este, efectul va fi dinți sănătoși. Okay. Deci dacă, dacă vrem să putea, dacă vrem să-i convingem pe oameni să aibă dinți mai sănătoși, să nu vorbim despre cât de important este să ai dinți sănătoși, despre carii, despre puterea de curățare igienă orală, tot, ci să vorbim despre efectul pe care îl are dacă îți miroase gura și ce efect are în societate și ce nasol e de tine, în felul ăsta te convingem să-ți schimbi comportamentul. Deci nu trebuie să-i spui omului că salvează lumea, ci trebuie să găsești modul în care să-i spui The asta. right thing for the wrong reason, zice el. Îi faci să facă lucrul corect pentru motivul greșit. Dar, la urmă, pe noi ne interesează ca oamenii să schimbe comportamentul. Atunci este foarte important de ce le cerem oamenilor să schimbe comportamentul și modul în care prezentăm lucrurile. Am zis la început că cercetările ne arată că românii sunt preponderent favorabili pentru schimbările pe care trebuie să le facă și acțiunile pe care trebuie să le facă România. Ei, uite, îți dau niște exemple. Românii vor să salveze pădurile, okay. să se taie mai cu cap și să se replanteze masiv. Dar nu neapărat pentru a combate schimbările climatice, ci pentru că a avea un aer mai curat, pentru a prezerva natura în care au copilărit. Okay. Atunci dacă vii cu mesaj, haide să combatem schimbările climatice, ah, da, da, bine, ok, am auzit, iarăși și PR, iarăși vin oamenii ăștia cu niște termeni. Dar dacă vii și vorbești despre aerul curat și despre păstrarea naturii în care ei au copilărit și s-au jucat, dintr-o dată este altceva. Românii vor ca CFR-ul și sau competiția trenurile să fie mai eficiente, să atragă mai mulți călători pentru a călători mai rapid, mai confortabil. Nu ne-am neapărat pentru a salva planeta. Vor autobuze noi moderne, iar dacă sunt electrice, păi, cu atât mai bine, nu fac zgomot, orașele sunt mai liniștite, aerul pe care îl vor respira e mai curat, iar în interior cu siguranță va fi mai confortabil că vor fi de ultimă generație, adică sunt scaune mai confortabile și în același timp se vor și mândri cu ele. Adică ne mândrim, uite ce autobuze avem noi, sunt electrice. Foarte bine, dacă asta este mecanismul, dacă asta este ceea ce îi convinge să susțină schimbarea flotei, cu asta mergem înainte. Românii vor să consume cât mai multe fructe și legume cultivate de fermierii locali, în special pentru a-i ajuta pe fermierii locali. Asta e da, de a a declarația publică, dacă te uiți la dezbatele de la România în direct, da, toată lumea și-ar dori uh -huh. să fie din România, uh -huh. dar... Nu, dar este și pentru a avea parte de gustul care s-au obișnuit. Da, da. Dar bă, atenție, românii cumpără de la bă, bă, fructe și legume în măsura în care sunt accesibile, în măsura în care sunt bă, la îndemână. Dar iarăși, nu, trebuie, nu le cumpără neapărat pentru a schimba, pentru a proteja planeta. Sunt alte motive din spate, dar efectul este cel pe care ne-l dorim. Și atunci este foarte important și modul în care vorbim despre bă, schimbările pe care vrem să le aducem în viața oamenilor, nu numai despre schimbări. Dacă vinem și le prezentăm aceste teze mari, mărețe, cu efecte în 20 de ani, 30 de ani, s-ar putea să nu fie efectele pe care le dorim. Deci spui că lumea ar putea accepta uh -huh. să-și schimbe câteva lucruri mici în viață dacă ele ar fi raportate unui folos personal, cred. Da. Deci, și să simtă că au un impact pentru ei pozitiv și un, un lucru care să li se aplice lor. Este mult mai ușor decât pentru o cauză mare. Ai făcut astfel de schimbări? Da, am făcut astfel de schimbări și o să mă întorc la Rory da. Sutherland, de despre care am vorbit mai devreme și cu care am avut conversații foarte interesante când a fost la București. Și el venea cu observație, concluzie a unor cercetări pe care le-a făcut uh, timp de, ani de zile, în care zicea oamenii lor le este foarte greu să schimbe dacă li se cere să schimbe. Adică dacă vin și zic trebuie să nu mai porți blugi, pentru că denimul poluează foarte tare. Mamă, ce reacție am avut, am testat și un cercul meu de prieteni și de amici. Mamă, oamenii ăștia ce acum poluează blugi, asta, nu o să ne mai dea voie să purtăm blugi sau ceva. O să ne oblige să mă să, să ne sectă. Exact, da. da. Uh, și atunci ce, ce recomandare avea Rory era să le propunem oamenilor 100 de schimbări pe care ar putea să le facă, atenție, ar putea să le facă, cu invitația ca fiecare să schimbe 10 lucruri. Adică, uite, sunt, avem un platoaș de 100 de lucruri pe care le-ați putea face, uh, nu vă cerem să le schimbați pe toate, Doamne ferește, ci fiecare să-și aleagă 10. Din astea 100, alegeți 10. Mie mi-a plăcut foarte mult și mi a dat seama că intuitiv sau nu am aplicat uh, chestia asta. De exemplu, eu am renunțat la una dintre cele două mașini ale familiei. Eu personal merg foarte mult cu metro, cu autobuz, cu, merg pe jos, merg cu bicicleta uh, și am... Ce-i ce câștigat? Păi am câștigat... o, o... Mai puțin, o mașină mai puțin produsă la nivel mondial, folosim mijloace de transport în comun sau mergând pe jos cu bicicleta, nu poluez dublu față de cât am poluat în mod obișnuit. Am renunțat să merg cu mașina prin țară, merg cu trenul foarte mult și de câte ori se poate merg cu trenul. Am decis să consum mai puțină carne, mult mai puțină carne, dacă am o opțiune decentă care nu presupune carne, merg pe asta. Asta nu înseamnă că nu mănânc carne, mănânc carne din când în când. Uh, nu mai cumpăr fructe, legume de peste și țări. Dar atenție, nu sunt dispus să renunț la zborul cu avionul, uh, nu sunt dispus să renunț la foi, cărți, caiete, da. notițe, cărți printate, tipărite, cărți să simte o carte în mână, nu să citezi neapărat electronic, deși știu că probabil că ar avea un efect pozitiv asupra planetei. Uh, nu sunt dispus să nu port blugi 24 de ore din 24 dacă s-ar putea. Deci, practic, din lista mare de opțiuni pe care o, am, am ales 10 dintre ele care să aibă un impact pozitiv. Și asta poate să funcționeze pentru că, dintr-o dată, nu mai cer oamenilor, păi, schimbăți stilul de viață, schimbăți viața complet, ci ajustează-ți un pic cum simți tu. Și Uite, găsești și da. câteva beneficii. Te rog, și vrei să mai spui un exemplu la sfârșit. Vreau să spun un exemplu. Este cum am ajuns eu să fiu preocupat un pic de schimbările climatice și cred că e destul de important pentru că eu am un moment de zero. Eu știu exact când am început să fiu preocupat uh, serios. Am copilărit în Brașov, uh, undeva în zona Vlacuță, cine știe cu fabricile, fabrica de lemn, Ius, rafinărie, erau teritoriul meu, era tot spațiul unde desfășuram fiecare minut al zilei. Uh, e în urmă cu câțiva ani, mergând la Brașov, fără să-mi zică nimeni, fără să fi citit nicăieri, când am ajuns în zona fabricilor, erau demolate. Deci nu mai era picior de fabrică, nu mai era nimic, nu mai erau gardurile pe care mă cățăram, nu mai era tronul în care stăteam. Și a fost momentul în care am avut așa un șoc și am zis, mamă, ce nasol e. Și cumva lucrurile s-au legat așa, nu e nasol să mor din cauza schimbărilor climatice, e nasol să supraviețuiesc și dintr-o dată viața mea să nu mai fie, să nu mai bă nicio legătură cu cea Hai Adică să mai trăiesc încă 20, 30, 50 de ani într-un univers cu totul și cu totul diferit. E, dacă e să ne întoarcem noi cerându-le oamenilor să schimbe total viața, este ca și cum le-ai demola și fabrici, le demola și gardurile care au copilării și tot. Le cer să trăiască deja o altă viață chinuită, aș zice, în condițiile în care nu este neapărat nevoie în acest moment. Mulțumesc, Laura Malint. Ăsta e episodul de astăzi. Puteți să alegeți și voi una dintre aceste schimbări. Săptămâna viitoare, o nouă schimbare în viața voastră, dacă vreți așa, și un răspuns la întrebarea de ce nu fac românii sport? O fi mit sau e chiar pe bune și putem face ceva în sensul ăsta? Ne auzim săptămâna viitoare. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Lorand Balint.